Nimeni nu știe ce este în sufletul omului decât numai omul însuși și Dumnezeu. Sufletele noastre se întâlnesc în gânduri și în emoții și de multe ori tresaltă simțind că s-au unit. Când sufletele se întâlnesc unul cu altul, ele se cunosc și se înțeleg. În Duhul Sfânt, sufletele sfinților se unesc și se recunosc și aceasta este adevărata bucurie. Nimeni nu se bucură decât regăsindu-se în altcineva. Numai în Duhul Sfânt oamenii se pot cunoaște unul pe altul și îl pot trăi bucuria deplinei regăsiri, pentru că în afară de această întâlnire totul este nedeplin și schimbător. Pe pământ noi ne cunoaștem în parte și asta din cauza că sufletele noastre sunt împărțite din pricina multor dorințe. Oamenii au obiceiul să se identifice cu propriile dorințe și din această cauză se îndepărtează de ei înșiși. Atunci când doi oameni cu dorințe comune se întâlnesc, ei se bucură și se împrietenesc. Văzând în celălalt doar propriile dorințe, ei ajung să creadă că se cunosc unul pe altul și că se înțeleg. Viața însă ne schimbă pe toți pentru că unele sunt dorințele copiilor, altele ale tinerilor, altele ale oamenilor cuprinși de grijile familiei și altele ale bătrânilor. Viața ne arată că prieteniile se leagă la tinerețe, dar rare ori veți găsi un bătrân care să poată spune despre cineva că este prieten. Oamenii se despart din cauza că dorințele lor se schimbă. Singurătatea sufletească în care petrec majoritatea oamenilor ne descoperă cât de puțin ne cunoaștem unul pe altul și cât de puțin ne cunoaștem pe noi înșine. Ca orice om am căutat și eu să mă înțeleg pe mine însumi. În tot acest răstimp am înțeles că nu este pe pământ o bucurie mai mare decât aceea de a te regăsi în altcineva, pentru că atunci simți că tot ce ai trăit și ai acumulat în decursul vieții tale nu este o minciună. Atunci când te regăsești într-un om, simți că îl iubești. Îl iubești pentru că te iubești pe tine? Da, dar oare eu mă iubesc pe mine? Cred că nu. Și atunci cum mă pot iubi pe mine în celălalt? Tocmai pentru că pe noi înșine nu putem să ne iubim decât în celălalt și nu iubim atât ceea ce suntem cât ceea ce am putea să fim și poate ceea ce ar trebui să fim.